Primul lucru care s-a făcut până la sfârșitul anilor 90, că se înființase Centrul Național Cinematografiei, erau ca regizorii să-și facă câte o casă de producție, ca să poată să producă. Și s-au creat la pe film documentar, cred că trei în mare. Aveam eu o casă Europolis, Florin Iepan, cred că și-a făcut, se numea Subcultura, la Timișoara, și cred că și Solomon, Alexandru Solomon avea și el, producea și el din propria lui casă. Deci astea au fost primii pași spre a face film documentar în România. Chestia asta nu s-a dezvoltat mult mai departe. Deci nu sunt firme de specialitate pentru documentar decât tot astea trei care s-au înființat de atunci. Ce este, în schimb, ce s-a dezvoltat mult mai bine, sunt festivalurile, că nici de alea n-au fost. Adică avem un One World Romania la București, avem Astra la Sibiu, cred că și la Sfântul Gheorghe este un festival care arată și documentare, avem Pelicamul la Tulcea, care e mai mic. Deci, din punctul ăsta de vedere, se poate vedea ceva. Noi suntem totuși încă foarte în urmă cu producțiile. Adică ce a început greu, a continuat tot greu. Eu sesizez și am sesizat mereu că colegii de la filmele de ficțiune consideră documentarul un fel de fiu vitreg. O chestie care se face cu prieteni, care nu costă bani, care faci cu, nu îți trebuie numai un aparat, chiar și un aparat foto. Situația nu este chiar așa. Dar în orice caz, privirea asta asupra documentar ca fiind de clasa, de clasa a doua, un gen de film inferior filmului de ficțiune, merge mai departe. De exemplu, când se fac retrospective cu film românesc, s-au făcut peste tot. Și ICR-ul a făcut de-a lungul anilor și acum se face. Foarte, foarte rar sunt filme, se arată filme documentare. Noul val românesc este perceput în mod eronat ca fiind aparținând filmului de ficțiune. Și cred că aici, sigur, și presa, cred că o bună parte din presă consideră același lucru. Când se scrie despre noul val, se scrie despre filmele de ficțiune. Asta e o greșeală. Fiindcă taman în filmele de ficțiune, astea al noului val, vedem o apropiere foarte mare spre documentar. Și în felul în care sunt făcute temele care le tratează acest cotidian, ele ar putea să fie și documentare. Deci, la o adică, moartea domnului Lăzărescu ar putea să fie un documentar. Probabil nu poți să filmezi, că te dau afară din spital, nu te lasă nimeni, dar ideea este că ar putea să fie un documentar. Deci e o legătură destul de strânsă între ficțiune și documentar, dar rezultatul la public, să introducem și filmul documentar făcut în România, la public asta nu se întâmplă. Da, există o tradiție foarte mare pentru film documentar, adică sunt festivaluri, cum, nu știu, hai să spunem, Cinema du Réel la Centre Pompidou la Paris, și asemenea festivaluri sunt și două, trei în Germania și în alte părți. Există un public, publicul vrea să vadă, există cerință, televiziunile produc foarte mult, poate nu chiar film documentar, dar documentațiuni, adică filme documentare bazate pe comentariu, pe text din off, nu filme documentare de autor. Deci o gamă întreagă de genuri de film documentar, și atunci, sigur, lucrurile cresc de la sine. Fondurile necesare pentru a face un festival vin într-o bună parte de la consiliile locale. Și un festival ca Astra, care acum, anul acesta,
e pus sub semnul întrebării finanțarea. Asta este o problemă foarte mare pentru un festival, că e foarte posibil să nu poată să-l facă sau foarte dificil să nu poată să cheme, să nu poată să arate atâta filme, să nu aibă atâția invitați. Adică toată atmosfera aia care se creează, că vin oamenii și arată filme și se discută, aia se strică puțin. Deci nu avem, noi în România nu avem un sentiment pentru tradiție și pentru importanța tradiției, adică ceva ce trebuie să continue și mâine. În cazul Astra, un an sau doi ani fără finanțare poate să distrugă tot festivalul. De ce să distrugi un festival care an la rând a performat în a duce filme bune, a crea întâlniri? Poate nici nu este un interes. De ce să mai dăm bani la un festival de documentar? Poate să fie și asta, un început de distrugere a culturii ăsteia locale. Știm foarte bine ce s-a întâmplat cu ICR-ul. Deci a fost o campanie de distrugere acolo, împotriva lui Patapievici. Poate se vrea și mai multă distrugere pe toate fronturile astea culturale, fiindcă filmele documentare se uită critic la lucruri. Asta cuiva n-o să-i placă. În România oricum suferim de boala asta care este ce cred alții despre noi, imaginea României. Care, sigur, nu este o problemă reală, dar se face mult tam-tam. Și eu știu din propria mea experiență că din filmele mele întotdeauna s-au găsit oameni care să spună Ciulei denigrează România, Ciulei face nu știu ce. Deci, hai să nu le mai finanțăm. Hai să nu mai finanțăm nici locurile unde s-ar putea arăta chestiile astea și o să dormim liniștiți. Centrul Național al Cinematografiei are un director nou din august anul trecut. Este un domn pe care îl cheamă Mihail Cogălicianu. Nu a avut absolut niciun fel de tangență cu cinematografie, deci nu se pricepe. Și de când a ocupat dânsul postul, a început o acțiune întreagă în care cei care nu au terminat filmele la timp, li se reziliază contractele și se cer banii înapoi. De-a lungul existenței CNC-urile, mereu s-au predat filme cu întârziere. De ce? Fiindcă, pur și simplu, situația financiară, să faci un film, în România era foarte dificil, adică nu s-ar 10.000 de producători din străinătate sau chiar și din România să finanțeze un film. Deci CNC-ul finanțează jumătate și cealaltă jumătate trebuie găsită. Acum, în mare, problema este că aceste întârzieri se datorează faptului că televiziunea română, care a încheiat contracte conform legii, este obligat să cofinanțeze filme, au avut probleme financiare deosebit de grave între 2011 și 2013 și s-au oprit cu plățile. Pentru mulți producători, oprirea asta a plăților din partea SRTV-ului însemna o decalare a planului de producție, fiindcă dacă nu ai 40.000 sau 50.000 de euro, nu ai ce să cheltui, nu poți să faci pasul următor, să faci o copie, să faci un mixaj și așa mai departe. Și totuși, cu toate că o bună parte din vină este la televiziunea română, producătorii sunt totuși, sau niște, un grup de producători sunt somați și dați în judecată să returneze sumele. Televiziunea română anul trecut a chemat toți producătorii cu care au avut contracte și au încercat să găsească o soluție de a ieși din acest impas. Și s-au găsit într-adevăr soluții. La unii producători au plătit mai repede, la alții au eșalonat în rate, deci fiecare s-a negociat și s-a descurcat. Problema este că în legea cinematografiei, Centrul Național Cinematografiei, trebuie să vadă dacă sunt probleme de finanțare în România, dacă producătorii dau de probleme, în special în relații cu alte instituții ale statului, să întreprindă ceva. Nu să-i spui, ai întârziat filmul, nu mai interesează de ce,
și să, să se ceară să vii în 3 zile cu banii în traistă, adică 600.000 de euro să vii să îi dai în traistă la niște avocați. Ce este ciudat este că din aceste filme, de exemplu, la mine este cazul cu un film, acest film a avut premieră internațională la Rotterdam anul trecut, în ianuarie, a luat niște premii în străinătate, a fost văzut la 25 de festivaluri și acasă sunt dat în judecată când am predat filmul, când eu vreau să-l predau și mie nu mi-l iau, nu mi-l mai iau. Deci asta toate pentru mine sunt semne de un dezinteres profund față de cei care lucrează în industria asta, că se putea întâmpla oricui. Acum mi s-a întâmplat mie, dar se putea întâmpla oricui. Și având în vedere că s-au predat foarte multe filme cu întârzieri de-a lungul anilor și nu s-a întâmplat absolut nimica. Poate să fie și o campanie de denigrare. Hai să mai distrugem din firmele de producție și ăștia cu documentarele. Nu mai avem o mare bătaie de cap. Dar interesant este numai politica asta, că eu am avut o discuție cu directorul și l-am întrebat dacă sunteți din august în industria asta, sunteți director, de ce nu chemați producătorii și să vă spună care sunt problemele, că ca director pe astea sunt lucruri care trebuie să le atacați. Și a spus că nu-l interesează și că sunt prea mulți producători. Și nu sunt prea mulți producători, mai avem 10-15 producători în România. Dar dincolo de problema asta de funcționare, cred că există pur și simplu și pentru România o problemă. Deci dacă la Eurimaj sau în străinătate în general se află, domne, ăștia în România, televiziunile semnează contracte, nu plătesc și după aia producătorilor li se cer banii înapoi pe nedrept, asta este o problemă. Deci noi avem o problemă de finanțare în România. Dacă chestiile astea sunt lăsate să meargă așa, cum merg acum, cu proces judecată, eu cred că imaginea noastră, că vorbesc eu acum de imagine, imaginea noastră o să fie destul de terfelită, fiindcă suntem parteneri neserioși. Eu aș fi putut să fiu fost dat în judecată și de un străin că nu am primit banii de la televiziunea română ca să mă achit eu de datorii față de ei. Și nu față de CNC, deci față de ei. Și atunci aș fi evident că aș fi tras în acest proces și CNC-ul și televiziunea română și așa mai departe. Nu s-a ajuns la asta, fiindcă am compensat prin eforturi proprii foarte mari, așa cum se fac filmele în România, de obicei sunt niște eforturi uriașe din partea regizorilor și a producătorilor. Eu m-am gândit la acest workshop anul trecut, când am fost în juriu la acest festival și am zis că i-am propus directorului festivalului să țin un curs, chiar și gratuit, nu e o problemă. Fiindcă cred că sunt foarte mulți oameni care au idei bune. Deci workshop-ul e pentru oameni care au un proiect. Adică au un proiect, au făcut research, fie că au filmat, fie au făcut fotografii și au făcut niște gânduri, dar s-au împotmolit puțin, caută o altfel de abordare sau o abordare în general, cum, din ce unghi pot să mă uit la subiectul ăsta, cu ce ochi trebuie să mă uit la subiectul ăsta. Este important să arăt și asta și asta și asta, mă ajută în felul cum vreau să povestesc sau nu mă ajută. Sau oameni care au un proiect, știu ce vor să facă, dar nu știu exact cum să transpună textul la nivel de concept, sinopsis, povestea, în imagini. Deci eu mă aștept că să fie oameni foarte diferiți în etape diferite.